Meteorologii pregătesc noi alerte de fenomene meteo severe. Sunt așteptate furtuni violente și continuă canicula. Meteorologul Romica Jurca vine cu prognoza detaliată. Bună seara! Bun găsit, doamnelor și domnilor! În sudul, sud-estul țării și mâine va fi caniculă și disconfort termic, cod galben și portocaliu. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De poimine începând, canicula se va extinde pentru că temperatura va fi în creștere, iar o scădere de temperatură ar fi posibilă către mijlocul sau de la mijlocul săptămânii viitoare și acea scădere să fie mai vizibilă în Moldova, în Muntenia și în Dobrogea, unde tot atunci sunt de așteptat și manifestări de instabilitate atmosferică pe arii ceva mai extinse. Vorbim de formațiuni noroase ce aduc umezeală de deasupra Mării Negre și vor determina ploi cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și din loc în loc chiar căderi de grindină. Astfel de fenomene ar fi posibile și în restul teritoriului, dar pe spații foarte mici, doar în orele după amiezilor. În ceea ce privește capitala, sunt de așteptat temperaturi în continuare foarte ridicate, disconfort termic nu doar ziua, cât și pe parcursul nopților, iar vin și aici ceva norări, însă condițiile de ploaie vor fi foarte reduse.